Evenimentul de triatlon de anul trecut a fost incredibil. Incredibil a fost și cu nebunia asta mi-a venit ca și cu acum cagul, adică în aceeași perioadă. După terminarea competiției, Federația Română de Triatlon a trimis un chestionar de 25 de întrebări către toți participanții. Feedback-ul a fost incredibil, am avut 4,6 medie din 5. Deci lumea s-a simțit extraordinar de bine la Călăraș. Un punct mare l-au avut voluntarii. Deci, împreună cu prieteni care pedalează sau aleargă din oraș, sau am reușit să strângem 80 de oameni care să fie voluntari la eveniment. Agenții economici, așa cum e orașul ăsta, mic, cu posibilități puține, cu puțin de la primărie, puțin de la consiliu sau mai mult, poate rezolvăm anul ăsta. Am fost la domnul președinte Iliuță acum două săptămâni, cred. Sperăm să ținem și anul ăsta la fel de sus ștacheta cu evenimentul. La domnul primar Dulce. Am reușit să bucurăm sportivii. Să știți că să bucuri un triatlonist nu e ușor lucru, pentru că... Mai ales dacă nu e de la Călăraș, nu e învățat cu greu. Nu mai spun că orașul nu știu ce oferă. Nu știu ce oferă orașul pentru lucrurile astea. Dar oamenii care fac triatlon investesc foarte mult în ei. Nu mai spun de echipament. O bicicletă costă lejer 10-15.000 de euro. Costum de neopren, papuși de alergat, echipament, nu știu de care, deplasări, mașină. Cei mai mulți vin cu familie la competiții. Cazare, mâncare. Foarte mulți merg. Am prieten care are 2 saci de medalii de triatlon și are nu știu câte internaționale. Deci oamenii construiți la modul ăsta să vii să-l faci să se simtă bine la Călăraș și nu-i de acolo. E uriaș. Poate compara multe locuri din lume cu... Potențial și logistică avem. Dacă s-ar aduna și autoritățile locale și... Mai mult sprijin. Exact. Deci aici, eu când am gândit asta, n-am făcut-o pentru o singură ediție sau pentru un singur eveniment. Eu vreau pe termen lung aici la Călăraș și la mine toate demersurile astea sunt voluntariat. Lumea să nu creadă că fac asta ca am vreun interes. Eu nu am voie să am alvenit, eu lucrez în armată, sunt cadru activ. Da. Sunt mai mult decât cu ochii pe mine persoanele abilitate în direcția asta, ca să spun așa. Lucru normal, adică nu mă deranjează. Da. Deci nu, la mine este voluntariat, doar din pasiune pentru sport, doar pentru că eu cred că orașul ăsta merită și altceva. Și dacă vreau să iau copilul de la tabletă, că v-am auzit mai devreme, că trebuie să-i dau copilul ceva înapoi dacă iau telefonul sau tableta. Am avut toți campionii naționali ai României la start. Singurul minus care l-am avut ca și eveniment, lumea nu știe să se bucure. Lumea nu știa să se bucure. Erau siderați când vedeau oameni la... Cam avut și de la 14 ani în sus, la 60-70 de ani, paralimpici, fără picioare, să faci triatlon. Deci nu știau ce să facă, cum să reacționeze. Lumea afară se bucură, aplaudă, încurajează, orice. Muzică, boxe, bucățele. Da. Aici nimic. Liniște. Sportivii nu înțelegeau, bă, dar ce se întâmplă? Deci ăsta a fost... punctul minus. Da. Dar învățăm, nu? Nu învățăm? Cu siguranță, da. Păi, cere timp, le-am și spus, la noi prima ediție. Când are loc evenimentul triatlonului? Anul ăsta o să fie în ultima sâmbătă din luna mai, 25 o să fie, 25 mai. Anul următor. 2024. Eu am început demersurile de acum pentru că sunt o groază de avize de obținut și e logistica foarte mare. Așa, deci următorul eveniment... Undeva la sfârșitul aprilie.